Vara aceasta, teatrul revine în aer liber, în cele mai pitorești și inedite spații alternative de joc. Șurile și curțile sătenilor, grădinile și parcurile de vară din întreaga țară vor deveni pentru o seară săl de spectacol. Sălajul și ale sale șuri minunat conservate și gazde nu lipsește nici în acest an din traseul caravanei Teatru pe uliță. Vineri, 7 august la Bobota, sâmbătă, 8 august la Nadiș și duminică, 9 august la Domnin, o trupă de actori profesioniști vor pune în scenă spectacolul Experimentul, după texte de Ion Băieșu și alți autori români contemporani în regia lui Victor Olăhuț. Din distribuție fac parte actorii Marin Grigore, angajat al Teatrului Mic din București, cunoscut pentru rolurile sale din film și televiziune, Iulian Gliță, actor și profesor coordonator de ateliere de teatru în numeroase proiecte, actrița Florentina Anastase, dublu nominalizată drept cea mai bună actriță pentru rolurile sale din teatru și film. Spectacolul Experimentul de Ion Băieșu și alți autori români contemporani este o comedie actuală care vorbește despre prietenia improbabilă dintre un fost magistrat și un hoț. Experimentul vorbește despre relația de prietenie nefirească dintre un magistrat și un hoț din locuințe, atingând astfel un subiect sensibil în societatea noastră, corupția din sistemul judiciar și incapacitatea cetățeanului cinstit, în text femeia de serviciu, de a demasca hoția și impostura. Spectacolului a fost decernat premiul special al juriului la Festivalul Internațional de Teatru Atelier din Baia Mare în anul 2017. În zilele în care va avea loc spectacolul de teatru, copiii din sat vor participa la un atelier teatral susținut de actrița Ana Turos. Intrarea la spectacol și participarea la atelier sunt gratuite. Toți participanții sunt rugați să poarte mască de protecție și să respecte măsurile de distanțare socială pe toată durata desfășurării evenimentelor. Proiectul cultural este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, printre partenerii săi numărându-se și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, primăriile comunelor Bobota, Bocșa și Cehu Silvaniei, dar și Someș-Odorhei.